Cumpărăm asigurări? Asigurări obligatorii. Este acea asigurare care, fără ea, nu putem circula pe drumurile patriei, pe drumurile Uniunii Europene și poate chiar nicăieri. Acea asigurare tip RCA ar trebui să fie, până la urmă, un mecanism care să ne protejeze și pe noi, dar și pe ceilalți. Știm cum o cumpărăm, știm de unde o cumpărăm, ce condiții și ceea ce trebuie să respecte un RCA, dar mai ales ce drepturi avem în raport cu. O astfel de poliță. Ar trebui să cumpărăm de la un broker autorizat sau direct de la compania de asigurare către care dorim să ne îndreptăm din punct de vedere al clientului, iar pe cealaltă parte să fim atenți, mai ales că, din păcate, în ultima perioadă pe teritoriul României, mai multe companii au intrat în insolvență, în faliment, și ne-am trezit până la urmă cu toții că am rămas fără asigurare, a trebuit să mergem către fondul de garantare, totul devine mult mai complex și mai complicat. Totodată, asigurarea RCA cumpărată în România are și titlul de carte verde pe tot spațiul Uniunii Europene. Așa că dacă plecăm în Grecia, în concediu sau în Bulgaria, avem același tip de asigurare ca și în România. Dacă ieșim însă în afara spațiului Uniunii Europene și mergem în Turcia, ne va trebui o carte verde. RCA-ul, totodată ne protejează și despăgubește ca în momentul în care am lovit o bancă de pe trotuar, am lovit un stâlp de iluminat public, primăria, dacă se îndreaptă asupra noastră, prin rca respectiv este despăgubită. Asta înseamnă că, până la urmă, tot ceea ce înseamnă, din punctul nostru de vedere ca șoferi, în momentul în care suntem participanți la trafic, avem, până la urmă, o asigurare care ne păzește. Și pe noi, dar și pe ceilalți. Problema este, știm toate aceste lucruri, toate drepturile care le avem în raport cu o asigurare, care sunt cuantumele de despăgubire, ar trebui acum să mergem la mașină, să o deschidem, să citim, fiindcă este cu Fontul foarte mare și sumele care se despăgubesc, și pentru ce este despăgubirea, și ce înseamnă condițiile de excludere în momentul în care discutăm despre astfel de poliță de asigurare. Iar faptul că, în momentul în care, în România, din păcate, din experiența ultimilor ani s-a tot întâmplat, o companie a intrat în faliment sau în insolvență și ni se duce tot ce înseamnă partea aceasta către fondul de garantare. Dacă, Doamne ferește, avem o problemă cu un terț în trafic, cu o primărie, cu cineva unde am distrus ceva din vina noastră, automat va trebui mai întâi să plătim din buzunar și cum să mergem noi să ne îndreptăm către fondul de garantare să ne luăm banii. Așa că, Cumpărăm de la niște companii care cu adevărat sunt solvabile, sunt avizate și autorizate și le regăsim pe site-ul autorității de supraveghere financiară. Cumpărăm de la brocări autorizați, nu cumpărăm și nu ne uităm pe polița respectivă. Când am cumpărat-o, ne uităm ce am cumpărat și nu o aruncăm direct în bordul mașinii sau undeva într-un dosar și uităm de ea. Renoirea poliției de asigurare nu trebuie să fie făcută la aceeași companie, putem să mergem și la altă companie. Este obligatoriu de a o avea, fiindcă altfel primim amendă dacă suntem în trafic și nu avem o poliță de asigurare obligatorie, iar RCA-ul nu este ca și taxa de drum este valabilă și în localitate, că este un sat sau o comună, și dacă mergem doar 10 metri cu mașina, avem obligația, chiar dacă este și mașina parcată, fiindcă chiar și parcată mașina poate, doamne ferește, să sară în aer sau să emită anumite probleme și este o problemă care poate fi acoperită prin această poliță obligatorie. Dar chiar dacă este obligatorie, nu înseamnă că nu trebuie să citim ce cumpărăm și mai ales sunt prețuri diferite, sunt brokeri diferiți, sunt companii diferite. Uitați-vă la termeni, uitați-vă la condiții aveți aplicația gratuită Infocons, unde aveți toată terminologia în cadrul dicționarului pentru a alege deștept și mai ales să alegem fiecare dintre noi ceea ce ne dorim, alegem responsabil, alegem pentru noi, nu alegem pentru altul, sunt banii noștri, haideți să-i dăm mai deștept. Fii și tu super consumator!